și tinerii României și-au exprimat din nou cu ocazia acestui concurs dorința de a fi vizibili prin talentul lor. Glasul lor a fost auzit. Lumea lor sensibilă a prins contur și sunt sigură că arta muzicală românească, prin diversele sale forme de exprimare, va sta mereu la baza unei societăți educate și curate. Este de menționat efortul foarte important al părinților și profesorilor care au contribuit la pregătirea tehnică și sensibilă a concurenților. În final, doresc să-mi exprim admirația totală față de toți cei care au organizat acest concurs. Așadar, îi felicit pe toți pentru contribuția semnificativă adusă dezvoltării și promovării artei. Bună ziua tuturor! Numele meu este Narcisa Elena Pavel, sunt profesor de canto la Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț și alături de colega mea, doamna profesor Olguța Elena Toma, am fost încântate și onorate să facem parte din juriul concursului online de interpretare muzicală, secția a patra, un copil educat, un mediu curat. Dorim să felicităm toți concurenții care au participat în cadrul concursului. Am regăsit voci frumoase, copii talentați, copii sensibili, voci lucrate foarte frumos și vrem să vă mulțumim pe această ocazie că ați avut încredere și ați avut curajul în această perioadă să trimiteți filmulețele voastre către un concurs online. Ne-am bucurat de fiecare filmuleț pe care l-am văzut, ne-am bucurat de fiecare interpretare a voastră și am încercat și credem cu siguranță că am fost obiectiv și în jurizarea pe care noi ne-am propus-o. Am fost atenți la partea de tehnică vocală cu tot ceea ce înseamnă ea, emisia sunetului, atacul sunetului, respirație, frazare, sensibilitatea cu care voi ați interpretat piesa pe care voi ați ales-o să o înregistrați. Și vă mulțumim pentru lucrul acesta. În continuare voi da citire listelor cu numele concurentului și premiul pe care l-a câștigat. Jurizare pentru școlile generale, liceele teoretice. Secția muzică religioasă, grupa 6-8 ani. Confederatu Daria Georgia, premiul 1, Rotaru Sofia Maria, premiul al doilea și Mocanu Sebastian, mențiune. Grupa 9-11 ani, Ianco Regina Gizela, premiul 1, Denisa Mioargă, premiul al doilea, Muraru Paisia, premiul al treilea, Baicu Adelina Nicoleta, mențiune și Coșulea Daria, mențiune. Grupa 12-15 ani, Catona Andreea Ionela, premiul 1, Covaci Flori, premiul al doilea, Coșulea Denisa, premiul al treilea și Frișan Amelia, mențiune. Grupa 16-19 ani, Simionescu Dominic, premiul 1 și Seserman Diana Anastasia, premiul al doilea, felicitări. La secția folk o avem pe Rusu Sara Andreea cu premiul 1. Secția cântece din repertoriu copiilor, grupa 6-8 ani, Toader Eduard cu Zarvă în pădure, premiul 1. Grupa 9-11 ani, Țurlui Daniel, premiul 1. Rață Dumitrița, premiul al doilea. Trecem la grupa 12-15 ani cu Apostol Valentina, premiul 1, Laura Elena Antoce, premiul al doilea, Huțupan Alexandra, premiul al treilea, Nacu Carina, mențiune și Anton Ionela, mențiune. Felicitări! Grupa 16-19 ani, Brașoveanu Anda, premiul 1 și diplomă de originalitate, felicitări. Secția muzică cultă, grupa de vârstă 9-11 ani, Popianuș Sofia, premiul 1 și Coșulea Daria, premiul al treilea.
Grupa 12-15 ani, tot la muzică cultă, Edereș Loredana, premiul întâi, Pașcu Daria Rebecca, premiul al doilea și Burlea Andreea Bianca, premiul al treilea. Mai avem și o mențiune aici, Anton Ionela, mențiune. Grupa 16-19 ani pentru secția de muzică cultă o avem pe Sălăjan Larisa Sarai cu premiul întâi. Felicitări! Premii speciale la școlile generale și liceele teoretice sunt următoarele. Premiul special pentru interpretare Andronache Alma Lorena, Charlize Maruf, Dudaș Adelina, Lupu Ana Maria, Lupu Iasmina Gabriela, Muraru Luca, Petric Ștefania, Timiș Diana, Vințan Briana, Croitoriu Alesia. Toți acești copii au luat premii speciale pentru interpretare și urmează premiile speciale pentru școlile generale și liceele teoretice. Alexandru Doagaru, Blendea Diana Georgiana, Borcovici Daria, Charlis Maruf, Catona Andreea Ionela, Mihai Alexandru, Alexandra Elena și Petrișor Natalia. Toți acești copii s-au încadrat la premiul special. Felicitări tuturor! Pentru palatele copiilor, școlile populare de arte și asociațiile culturale, jurizarea este următoarea, tot pe subsecțiuni și bineînțeles că a contat foarte mult și piesa pe care dumneavoastră ați ales să o interpretați. Secția muzică religioasă, palatele copiilor, școlile populare de artă și asociațiile culturale, grupa 6-8 ani, Daria Bianca Mușat, premiul 1. Grupa 9-11 ani, Bordea Linet, premiul 1. Grupa 12-15 ani, Sibișteanu Emanuel, premiul al 3-lea, felicitări! Grupa 16-19 ani, Bălan Florina Sabina, premiul 1. Felicitări tuturor! Secția cântece din repertoriul copiilor, grupa 6-8 ani, Brumaru Medea, premiul 1. Grupa 9-11 ani, Emilia Spătaru, premiul al 2-lea. Secția muzică folk, grupa 9-11 ani, Apostol Bianca Ștefania, premiul 1 și Sin Bulban Tudor, premiul al 2-lea. Grupa 12-15 ani, Benga Claudiu Ilie, premiul 1. Grupa 16-19 ani, Gheorghe Crina Maria, premiul 1 și Vatră Andrada Maria, premiul al 3-lea. Felicitări! Secția muzică cultă, grupa 9-11 ani, Emilia Spătaru, premiul 1. Grupa 12-15 ani, Coza Paul cu Santa Lucia, premiul 1. Felicitări! Grupa 16-19 ani, Chelărașu Ana Maria, premiul 1. Secțiunea videoclipuri, Bordea Linet, premiul 1. Premiile speciale pentru interpretare au fost date pentru următorii copii. Andriciuc Ania Eliza, Bălașa Bianca, Bordea Evelin, Caculea Maia, Chirteș Sofia Maria, Cârcei Alexandra, Drăgan Tiberiu Gabriel, Elena Lazar, Ioana Munteanu, Lujinski Bianca, Movilă Alexandra Maria, Nichiteanu Mădălina, Pisaltu Ricardo Gabriel, Racoti Diana, Stoian Robert Iulian, Văduva Alexandra. Toți acești copii au primit premiu special pentru interpretare. Felicitări din partea noastră! Bună ziua! Mă numesc Toma Elena Olguța și sunt profesor de canto clasic la Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț. Înainte de a da citire premiilor, vreau să felicit organizatorii concursului regional Un copil educat, un mediu curat, pentru inițiativă, implicare și organizare.
Și vouă, dragi elevi, să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vă reascult. Pe mulți dintre voi vă cunosc de la concursurile de canto clasic din țară și de la olimpiadele școlare și să vă doresc o vacanță frumoasă și liniștită, cu gânduri bune și multă sănătate. Felicitări tuturor concurenților! Muzică clasică, licee de muzică, școli de muzică. Cântări anterioare din concursuri, spectacole, recitaluri în anul școlar 2019-2020. Clasa 9. Moise Stefan, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț. Premiul special pentru cea mai frumoasă interpretare a unui lid românesc. Florea Beatriz, Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași, premiul 1. Corfu Elena, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul 2. Ioanichi Anastasia, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul 3. Clasa 10. Barcan Evelina Maria, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul special pentru cea mai frumoasă interpretare a unei arii mozartiene. Trufea Rareș Ionel, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul special pentru cea mai frumoasă interpretare a unui lid românesc. Iacob Ovidiu Fabian, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul special pentru cel mai frumos timbru în interpretarea unei arii preclasice. Bârzu Denisa, Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași, premiul 1. Bonciu Marian, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul 2. Pânzariu Silviu, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul 3. Clasa 11-a, Obadă Miria, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul special pentru cea mai frumoasă interpretare a unui lid romantic. Braga Andreea, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul 1. Mustață Georgiana, Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași, premiul 2. Dominte Diana, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul 3. Clasa 12-a, Iacob Adriana Ioana, Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași, premiul 1. Secțiunea Live, realizată în pandemie, clasa 9-a. Păslariu Ranghilov Monica, Colegiul Național din Ulipati București, premiul 1. Adămoaie Elvis Gabriel, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul 2. Dâmbul Cosmina, Liceul de Muzică Tudor Jarda, Bistrița Năsăud, premiul 3. Suciu Andreea Maria, Liceul de Muzică Tudor Jarda, Bistrița Năsăud, mențiune. Clasa 10-a. Barcan Evelina Maria, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul 1. Clasa 11-a. Bosie Denisa Elena, Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași, premiul 1. Șerboiu Maria Selena, Liceul de Arte Margareta Sterian Buzău, premiul 2. Muzur Denisa, Liceul de Muzică Tudor Jarda Bistrița Năsăud, premiul 3. Clasa 12-a. Iacob Adriana Ioana, Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași, premiul 1. Naghi Emese, Colegiul de Muzică Sigmund Toduța, premiul 2. Damian Teodora, Colegiul Național de Artă George Apostu Bacău, premiul 1. Muzică de cameră, Bârzu Denisa, Gârlea Eva Maria, Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași, premiul 1. Mustață Georgiana și Viviana Țaga, Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași, premiul 1. Iacob Adriana și Ciotloș Alexandru, Liceul de Artă Octav Băncilă din Iași, premiul 1. Videoclipuri realizate în pandemie. Obadă Miria, Liceul de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul 1. Barcan Evelina Maria, Liceul de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț, premiul 1. Repertoriu copiilor. Moroșanu Nicoleta, clasa a 4-a, Școala de Muzică Sergiu Celibidache din Roman, premiul 1. Muzică religioasă. Ghip Maria Ionela, clasa a 3-a, Colegiul de Muzică Sigmund Toduța, premiul 1. Premii speciale pentru interpretare. Constantin Maria Gabriela, Ghioc Simina Ruxandra, Iliescu Daria Andreea, Liceanu Alexia, Necula Ilona Andreea și Negoiță Carina Ioana.
Dragi copii, părinți și profesori, este momentul să vă mulțumesc pentru dedicarea de care ați dat dovadă în acest concurs. Mulțumesc copiilor pentru curajul de care au dat dovadă fiecare dintre ei. Mulțumesc părinților și profesorilor îndrumători pentru felul în care copiii și-au dus la bun sfârșit un repertoriu, pentru felul în care au fost copiii îmbrăcați, pentru felul în care s-au prezentat, pentru că i-ați filmat și ați fost alături de ei la fiecare moment. Mulțumesc în mod deosebit organizatorilor, care într-o perioadă în care toate activitățile au avut de suferit, au reușit să aibă continuitate cu acest concurs, au reușit să treacă peste toate problemele care au apărut din cauza situației. Ce înseamnă până la urmă un copil educat? Un copil educat este un învingător. Participarea în acest an, participarea la acest concurs în 2020, este un simbol al orientării către valori și către cultură în orice situație contextuală ar veni. Pentru aceste lucruri, pe fiecare dintre dumneavoastră vă admir și vă mulțumesc! Dragii noștri, iată-ne la final de concurs. Moment care poate fi considerat și un nou început pentru fiecare dintre voi. Un moment de mai bine, care merge spre dezvoltare și spre creșterea fiecăruia dintre noi. Pentru că am trecut cu toții și încă trecem printr-o perioadă dificilă, tulbure, acest eveniment a fost ca o oază pentru sufletul nostru, al tuturor. Tocmai de aceea vrem să felicităm organizatorii pentru inițiativă, pentru toată truda de care au dat dovadă. Vă mulțumim și vă prețuim. Dragi participanți, aveți toată aprecierea mea. Pentru tot ceea ce ați făcut, am văzut rodul muncii voastre, un rod care este rezultatul unei echipe. O echipă formată din elevi, părinți, am văzut părinții care au filmat, care au contribuit la vestimentație, dar în primul rând profesori, profesori care au trudit și știm cât de dificil a fost pentru dumneavoastră perioada aceasta să predați muzică online. Știm că nu este nimic natural, nimic normal în asta. Dar iată, există adaptare și pentru asta vă apreciem foarte mult și vă felicităm. Elementul principal pe care l-am urmărit în jurizare a fost expresivitatea. Bineînțeles, fără o tehnică foarte bună, expresivitatea sau intențiile expresive nu pot fi realizate. Dar întotdeauna tehnica va servi în favoarea expresivității. Muzica este un limbaj. Dar întâi de toate, muzica este emoție. Iar noi, ca interpreți, avem datoria, pot spune chiar obligația morală, să evidențiem tot ce este mai frumos într-o lucrare muzicală. Asta cum o putem face? Respectând stilul în care a scris compozitorul respectiv, interesându-ne cam cum arată alte lucrări scrise din acea perioadă, cam cum arată alte lucrări muzicale compuse de acel autor. Care a fost momentul în care a fost scrisă acea lucrare, ce a vrut să transmită, care a fost emoția transmisă de autor prin acea lucrare. Abia atunci putem să spunem că avem intenția de a cânta în stil. Vreau să vă dau un model de gândire, care este al meu în momentul acesta și pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Bucurați-vă de muzică! Bucurați-vă de muzică, bucurați-vă când cântați. Sunt momente extraordinare. Și vedem acum că sunt de neprețuit. Lăsați muzica să cânte, iubirea să iubească, gândirea să gândească și aveți drag pentru ceea ce faceți. Nimeni nu ne poate obliga să cântăm, dar atunci când o facem, să ne bucurăm din toată inima. Și asta se va reflecta în atitudinea noastră atunci când suntem pe scenă. Sunt Sara Stroici și îmi doresc din suflet ca la anul să putem să ne bucurăm live, să putem să fim împreună, să simțim muzica așa cum a fost hărăzită de cel de sus, cu emoție și cu drag. Așa să ne ajute Dumnezeu! Bună ziua tuturor! Mă numesc Emil Vișenescu,
Sunt prim clarinetist al Orchestrei Sinfonice a Filarmonicii George Enescu București și profesor de clarinet și saxofon la Universitatea Națională de Muzică. Cu mare bucurie am făcut parte din juriul acestui concurs online intitulat Un copil educat, un mediu curat. Un titlu extraordinar de sugestiv pentru această idee de cauză și efect, nu-i așa, al lanțului din care facem cu toții parte și cu rezultatele acțiunilor noastre, care sunt foarte, foarte, foarte importante. Nu putem avea un viitor fără să-l clădim de azi. Un viitor bun, fără să-l clădim bine de azi. Vreau să vă felicit pe toți cei care v-ați înscris la acest concurs, ați înțeles importanța unui concurs în devenirea noastră, devenirea tinerilor. Concursurile înseamnă acele momente de verificare a informațiilor pe care le-am acumulat, a antrenamentului pe care l-am făcut ani de zile cu instrumentul, da? În încercarea noastră de a-l face parte componentă a corpului nostru și a eului nostru, da? Ați înțeles că instrumentul este un obiect neînsuflețit căruia voi îi dați viață. De fiecare dată când acționați fizic, mecanic asupra lui, în plus aducând foarte mult din spiritul vostru, din ceea ce înseamnă suflet omenesc în interiorul instrumentului, cu care vă exprimați și cu care încântați publicul. De fapt, asta faceți voi, dragilor, o minune, pentru că a cânta la un instrument, orice instrument, este o minune. Dați viață unui instrument neînsuflețit și vorbiți cu el, cântați, plângeți, sperați, vă bucurați alături de ceilalți, invitându-i într-o lume mai frumoasă, o lume virtuală, o lume mai frumoasă și mai bună decât cea în care trăim noi. Iată premiile acordate în urma jurizării. La secțiunea Pian, Școli Vocaționale, Alexandru Miruna Mihaela, premiul 3, Badea Cristina Alberta, premiul 2, Bătinaș Alesia Bianca, premiul 2, Buta Leonard Darian, premiul 2, Călărașul Teodor Cristian, premiul 1, Chiselenco Maria Elena, premiul 2, Damian Teodora, premiul 3, Diana Maria Neamțu, premiul 1, Dobre Maia Ioana, mențiune, Dologa Ștefan Nectarie, premiul 3, Fluieraș Denis Valentin, premiul 1, Gabor Ștefan Ioan, premiul 2, Grigorescu Valențiu, premiul 1 și premiul de excelență. Jurcă Sofie Izabel, premiul 1, Legat Andrei Ioan, premiul 1, Măgherușan Raul Gabriel, premiul 2, Mărginean Alexandru, premiul 2, Moisescu Smaranda, premiul 3, Moldovan Alexandra, mențiune, Mustață Rian, premiul 1, Necula Ilona, premiul 3, Nedelea Mihaela, mențiune, Negoiță Carina Ioana, premiul 1, Oltean Maria, premiul 1 și premiul de excelență, Oprea Sofia Maria, premiul 3 la pian digital, Panainte Mihai, premiul 3, Pantilimon Luca George, mențiune, Raicu Vlad Alexandru, premiul 2, Ruxandra Tudor, premiul pentru promovarea muzicii românești, Sârb Robert Eugen, premiul 1, Șuteu Naomi Ligia, premiul 3, Tasu Antonia Rodica, premiul 3, Timingeriu Maria, premiul 1.
Țârcă Eliza Teodora, premiul întâi la pian acustic plus premiul de excelență, Van Staden Maria, premiul întâi, Vasile Daria Andreea, premiul întâi și Zota Irina, premiul întâi. Trecem la secțiunea vioară școli vocaționale. Alexandru Savo, premiul 2. Antonesei Matei Constantin, premiul 1. Artudean Maia, premiul 2. Avram Tasia, premiul 3. Benza Luca, premiul 2. Ferrariu Miriam, premiul 1 și premiul de excelență. Ghip Ionela Maria, premiul 3. Ianco Regina Gizela, premiul 1. Ioniță Daria Estera, mențiune. Lazar Bogdan, premiul 2. Mititelu Diana Maria, premiul 1 și premiul de excelență. Paraschi Ivana Ioana, premiul 3. Pop Maria, premiul 1. La secțiunea cello, școli vocaționale, avem următoarele premii. Achim Carla Ștefania, premiul 1 și premiul de excelență. Aida Popa, premiul 1 și premiul de excelență. Gioi Hana, mențiune. Kish Iulia, premiul 2. Rats Frușina, premiul 3. Și Suciu Paul Cristian, premiul 1 și premiul de excelență. Trecem la secțiunea chitară școli vocaționale. Dumitrașcu Ana Ștefania, premiul 3. Dumitrașcu Teodora, premiul 1. Mitrofan Bianca, premiul 2. Olaru Inge, premiul 1. Suflători, școli vocaționale. Balaban Robert Anton, premiul 1 la trompetă. Hoagea Miruna, mențiune, clarinet. Lazar Mihai Eduard, mențiune, nai. Muzica de cameră, școli vocaționale. Bârzu Denisa și Gârlea Eva Maria, premiul 3. Iacob Adriana și Ciotloș Alexandru, premiul 1. Musteață Georgia și Viviana Saga, premiul 2. Trio Sava, mențiune. Pian școli generale. Campău Natalia Ilenia, premiul 3. Daria Mincă, mențiune. Dobrescu Sergiu Andrei, premiul 1. Gosav Eliza Teodora, premiul pentru expresivitate. Micu Robert Costi, premiul 3. Moscal Adrian, premiul 2. Neamțu Ioana Sofia, premiul 1. Ozoreanu Alesia, premiul 2. Petro Daria Maria, premiul pentru promovarea muzicii românești. Scutaru Bianca, premiul 2, pian acustic. Ștefan David, premiul 1, pian acustic. Vârjan Sara, mențiune, și Vlad Tudor, premiul 1. Și Stafie Gabriela, premiul 2, pian digital. La secțiunea vioară școli generale. Coman Rebecca Ecaterina, premiul 1. Onofrei Anisia Mădălina, premiul 1. Chitară școli generale. Petru Damian, premiul 1. Caroli Cristian, premiul 1. Secțiunea suflători școli generale. Iosub Ana Giada, premiul 3, blocflöte. Alexandru Dimitri Rotaru, premiul 2, blocflöte. Și Clonoschi Adelin Gheorghe, premiul 1, saxofon. Ansambluri școli generale.
Formația de mandoline a școlii gimnaziale numărul 1, Dumbrava Roșie. Premiul întâi la videoclip. Formația de mandoline a școlii gimnaziale numărul 1, Dumbrava Roșie. Premiul întâi live. Secțiunea pian, Palatele Copiilor. Tudosă Alexia Ioana, premiul întâi. Șchiopu Patricia, premiul 2. Peicu Raisa, premiul întâi. Manciu Mihai, mențiune. Cilag Kevin Carol, premiul 3. Coman Melissa, premiul 2. La secțiunea vioară Palatele Copiilor avem următoarele premii. Bărcan Iulia, premiul 3. Cătinean Mădălina, premiul 2. Mihailă Ecaterina, premiul 1. Sârbu Patricia, premiul 2. Țurcanu Sofia Olivia, premiul 1. Vârjan Dorotea, premiul 1. La trompetă, Palatele Copiilor, Aliontoaiei Alexandru Iustin, premiul 1. Vreau să vă felicit pe toți pentru dorința, intenția de a deveni artiști. E un drum lung care nu trebuie să vă sperie. Trebuie să vă aliați bine cu profesorul, care e singura persoană ce vă poate ajuta. Să aveți încredere în ei, să doriți mai mult, să fiți deschiși la tot ceea ce vă spun profesorii voștri, să studiați mai mult, să ascultați mai multă muzică și să încercați să înțelegeți cât mai mult despre instrument. Pentru că dacă veți cunoaște instrumentul, modul în care este el construit, modul în care se produce sunetul, modul în care noi ne controlăm corpul, pentru ca acest corp să controleze la rândul lui instrumentul, vom înțelege cortina aceasta misterioasă care acoperă datele, informațiile despre instrumente, se ridică și ușor, ușor ne apropiem de esența instrumentului respectiv, oricare ar fi el. Fiecare instrument este un univers. S-au scris tratate, cărți timp de zeci și sute de ani despre instrumente și trebuie spus că nu s-a scris totul. Deci foarte multe lucruri mai pot fi spuse, foarte multe lucruri mai pot fi aflate, descoperite despre instrumente. Să nu vă speriați, în an de zile se va desfășura acest proces de descoperire a instrumentului, de descoperirea voastră înșivă. Trebuie să faceți o echipă. Voi, cu profesorul îndrumător și cu instrumentul, cu profesorul corepetitor, cu toți cei care, cu profesorul de teorie. Asta era o mențiune pe care voiam să o expun. Acordați mare atenție teoriei. Auzului, solfegiului, trebuie să faceți dictat și trebuie să știți tot ce înseamnă tonalitate, ritm, măsuri, diviziuni normale și excepționale ale valorilor. Foarte important să știți tot ce înseamnă teorie muzicală. Vă va ajuta enorm, enorm în drumul vostru de instrumentiști. Acum, chiar dacă veți deveni muzicieni profesioniști sau nu, nu e nicio tragedie dacă nu se va întâmpla asta. Dacă veți rămâne unii la stadiul de muzicieni amatori, continuați să cântați. Continuați să cântați, continuați să studiați, continuați să vă faceți plăcere cu muzica și să faceți de asemenea plăcere și altora. Prezentați-vă la concursuri, pregătiți-vă temeinic, sperați și iubiți instrumentul. Să auzim numai de bine. Mult succes tuturor!
Un salut călduros tuturor! Mă numesc Simida Gherghe și sunt dirijor al corului de copii Cantasimo și Celest Harmony și profesor de pian la Liceul de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț. Muzica poate transforma lumea pentru că schimbă oamenii, spunea Bono. De aceea, dragi concurenți, vă apreciez pentru că ați ales să vă cultivați spiritul. Ați ales să evoluați, să deveniți mai frumoși și mai bogați sufletește. Vreau să cred că, pe lângă educația muzicală, învățați și altruismul, spiritul de echipă, deoarece cântul nu se referă doar la funcția educativă a artei, ci și la rolul social al acesteia. Pentru că muzica se adresează atât intelectului cât și emoțiilor, mi-aș dori să îndrăgiți și să cultivați doar acea muzică al cărei conținut melodic, armonic și al cărei mesaj înalță sufletul către tot ceea ce este bun, drept și frumos. Și nu uitați, o interpretare expresivă, plină de emoție și căldură, poate dura puțin uneori, însă rămâne în amintire pentru toată viața. Felicitări! Considerație vouă, îndrumătorilor și profesorilor voștri și mult succes în devenirea voastră! Ziua bună tuturor! Numele meu este Manuel Pecingină și sunt membru al Corului Național de Cameră Madrigal, membru de asemenea al echipei programului Cantus Mundi, și am fost invitat să fac parte din jurul concursului online cu tema Un copil educat, un copil curat, de la Piatra Neamț, în cadrul secțiunii muzică vocală, ansambluri. În primul rând, mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a face parte din juriu. Apoi vreau să felicit pe toți participanții la acest concurs, care în această perioadă mai tulbure au arătat că profesorii, tineretul, copiii de la noi sunt încă preocupați de muzică, ceea ce este îmbucurător. Pentru că nu-i așa, ce mai frumos decât muzica, această artă sublimă care ne pune în legătură cu oamenii, cu divinitatea. Aș dori să fac niște mici precizări pe care, fiind la început, mulți dintre participanți nu le-au avut în vedere. Toate acestea țin de buna desfășurare a concursului. În primul rând, este foarte important ca în momentul în care facem un film să ne asigurăm că întâi pornește imaginea și apoi muzica, iar în final se încheie muzica și apoi imaginea. De asemenea, este important ca în momentul în care trimitem datele de înscriere, acestea să fie complete, toate tabelele, cererile trebuie completate foarte clar, acestea fiind în ajutorul organizatorilor. Sunt lucruri aparent minore, dar de o importanță destul de mare în organizarea acestui festival. În încheiere, vreau să vă urez tuturor mult succes și să sperăm că la edițiile următoare vom fi mai mulți și mai motivați să facem muzică, pentru că muzica, după cum v-am spus, este ceva deosebit. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes! Bună ziua! Mă numesc Lăcrămioara Ana Pauliuc. Sunt profesor de ansamblu coral la Colegiul Național de Arte Dinu Lipati din București și dirijor de cor în cadrul programului național Cantus Mundi. La concursul online de interpretare muzicală Un copil educat, un mediu curat, am făcut parte din juriul secțiunii muzică vocală ansambluri. În calitate de președinte a acestui juriu,
îmi revine deosebita plăcere de a anunța premiile. În jurizare s-a ținut cont de categoria și subcategoria la care au concurat formațiile vocale, de repertoriul abordat, precum și de punctajul obținut. Începem cu premiile acordate formațiilor din cluburile elevilor, casele de cultură județene și parohii. Voi spune premiile pe secțiuni în ordinea inversă a punctajului. La categoria duo vocal cu sau fără acompaniament instrumental, sub categoria duo vocal 6-8 ani, se acordă premiul întâi pentru 95 de puncte elevilor Tudor și Victor Nicoară de la Clubul Copiilor din Beclean, județul Bistrița Năsăud. La subcategoria duo vocal 9-11 ani se acordă premiul 2 cu 93,66 de puncte elevilor Tudor și Vlad Sin Buldan de la Palatul Copiilor din Sibiu. La subcategoria duo vocal 16-19 ani se acordă premiul 3 pentru 87,66 de puncte elevelor Crina Maria Gheorghe și Andra Maria Vatră de la Palatul Copiilor din Sibiu. Se acordă premiul 2 cu 95 de puncte formației Do, Re, Mi de la Palatul Copiilor din Buzău. Se acordă premiul 1 cu 98 de puncte elevelor Alexandra și Roxana Văduva de la Palatul Copiilor din Buzău. La categoria grup vocal, sub categoria muzică religioasă, se acordă premiul 1 cu 99,33 de puncte grupului vocal al parohiei din localitatea Bâcu, județul Iași. La subcategoria muzică folk se acordă premiul 2 cu 90,66 de puncte grupului vocal Happy Kids Senior de la Palatul Copiilor din Buzău. La categoria cor, sub categoria 6-8 ani, se acordă premiul 1 cu 97 de puncte corului Adoratio Junior al Centrului Județean pentru Cultură din Bistrița. La subcategoria muzică religioasă 16-19 ani se acordă premiul 1 cu 97,33 de puncte corului Happy Kids Senior al Palatului Copiilor din Buzău. La subcategoria muzică de tineret, 16-19 ani, se acordă premiul 3 cu 86,66 de puncte corului Adoratio Senior al Centrului Județean pentru Cultură din Bistrița. Se acordă premiul 2 cu 91,66 de puncte corului Nihil Sine Deo
al parohiei din localitatea Dăieni, județul Tulcea. La categoria video, sub categoria 6-8 ani, se acordă premiul întâi cu 95 de puncte corului Happy Kids Junior al Palatului Copiilor din Buzău. La subcategoria 9-11 ani se acordă premiul întâi cu 97,33 de puncte corului Vocea Copilăriei al Programului Național Cantus Mundi din București. Acum, premiile acordate formațiilor din școlile gimnaziale. La categoria grup vocal, sub categoria 6-8 ani, se acordă premiul întâi cu 95,33 de puncte formației din clasa albinuțelor a școlii generale din Mastacăn, județul Neamț. La subcategoria 9-11 ani se acordă premiul 3 cu 86,33 de puncte formației Curcubeul Armoniei de la școala gimnazială numărul 2 Diaconu Coresi din Brașov. La subcategoria 12-15 ani se acordă două mențiuni. Pentru 84,33 de puncte se acordă mențiune grupului vocal instrumental al școlii gimnaziale din Borlești, județul Neamț. Se acordă mențiune pentru 86,66 de puncte grupului vocal Dorulețul al școlii gimnaziale Tudor Vladimirescu din Pitești. Se acordă premiul 3 pentru 87,33 de puncte grupului vocal Galatea al școlii gimnaziale din Mangalia. Se acordă premiul 1 pentru 96,66 de puncte grupului vocal Duovox alcătuit din elevi ai școlilor gimnaziale Andrei Mureșanu și George Emil Palade din Pitești. La categoria cor, sub categoria 9-11 ani, se acordă premiul întâi pentru 96,5 puncte corului Moderato al școlii gimnaziale din Jijila, județul Tulcea. La subcategoria 12-15 ani se acordă premiul 2 cu 96,33 de puncte corului claselor gimnaziale ale Liceului Teologic Reformat din Cluj-Napoca. Se acordă premiul întâi cu 99,66 de puncte corului Allegra al școlii gimnaziale Mircea Sântimbreanu din București. La categoria video grup vocal, sub categoria 12-15 ani, se acordă premiul întâi cu 98,33 de puncte corului muzical alcătuit din elevi ai școlilor gimnaziale numărul 1 și 3 din Dumbrava Roșie, județul Neamț. La categoria video cor
Subcategoria 9-11 ani, premiul întâi se acordă pentru 95,33 de puncte corului Delfinașii de la Școala Gimnazială George Coșbuc din Baia Mare. La subcategoria 12-15 ani se acordă premiul întâi pentru 95 de puncte corului Școlii Gimnaziale din localitatea Cut, județul Neamț. Și acum premiile acordate formațiilor din liceele teoretice. La categoria grup vocal se acordă mențiune cu 84,33 de puncte formației vocali instrumentale din Borlești, județul Neamț. La categoria cor se acordă mențiune pentru 80 de puncte corului Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica, județul Arad. Se acordă premiul 3 cu 89,66 de puncte corului Lira alcătuit din elevi ai Liceului Tehnologic Energetic și elevi ai Colegiului Tehnic Forestier din Câmpina, județul Prahova. Se acordă premiul întâi cu 99 de puncte corului Liceului Teologic Reformat din Cluj-Napoca. În continuare, premiile acordate formațiilor din liceele vocaționale cu profil muzică. La categoria grup vocal cu sau fără acompaniament, sub categoria repertoriu clasic, se acordă premiul întâi cu 99,33 de puncte grupului vocal al Colegiului Național de Artă Octav Băncilă din Iași. La subcategoria muzică pentru tineret se acordă premiul 2 cu 94 de puncte grupului vocal Bel Canto al Liceului de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț. La categoria cor se acordă premiul 2 cu 93,66 de puncte corului Excelsior al Liceului de Muzică Tudor Jarda din Bistrița. Se acordă premiul întâi cu 98 de puncte corului Bel Canto al Liceului de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț. La categoria vocal instrumental se acordă premiul întâi cu 96 de puncte corului Bel Canto al Liceului de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț. Juriul mai acordă două premii de excelență. Primul premiu de excelență se acordă la nivelul unităților de învățământ nevocaționale, precum și la nivelul formațiilor vocale ale palatelor, cluburilor copiilor și ale parohiilor. Acest premiu de excelență se îndreaptă spre corul Allegra al Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu din București. Cel de-al doilea premiu de excelență se acordă la nivelul unităților de învățământ vocațional grupului vocal de la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași. Felicitări tuturor participanților! La revedere! Salut!
Numele meu este Brândușa, iar rolul pe care l-am avut în cadrul concursului online a fost să surprind partea de creativitate din clipurile trimise. Am urmărit cu maximă atenție fiecare videoclip pe fiecare participant și am constatat că un act artistic fără un suflu creativ simțit și pe vizual parcă nu ar transmite complet mesajul artistic. Gândul pe care doresc să îl transmit prin cadrul acestui filmuleț mai simpatic e: fiți atenți atunci când folosiți materiale video în cadrul unor concursuri sau în online pentru a vă prezenta, pentru că imaginea la rândul său este un CV exact ca actul artistic. Felicitări tuturor concurenților și să ne revedem cât mai repede în sala de concert. Toate cele bune, Brândușa Maria Balan. Bună ziua! Dragi concurenți, stimați colegi și părinți, iată că a venit rândul nostru să ne filmăm de acasă exact cum ați făcut și voi pentru acest concurs. Mă numesc Lucreția Stroici și sunt profesor de educație muzicală, sunt inițiatorul acestui concurs. Premiera a luat sfârșit, dar va continua pe pagina concursului. Vreau să mulțumesc juriului minunat care a desfășurat acțiuni de voluntariat pentru ca talentul să poată fi pus în valoare. Mă simt onorată să fiu înconjurată de astfel de oameni. Și dacă ar fi să povestesc, aș începe cu faptul că inițial am gândit că este foarte ușor să organizezi un concurs online. Când am pășit în apă însă, am vrut să mă retrag, dar Dumnezeu mi-a scos în cale oameni minunați pe care i-ați văzut deja aici, precum și alții pe care nu i-ați văzut. Le mulțumesc tuturor pentru efortul benevol pe care l-au depus. Au fost săptămâni, zile și nopți de muncă în echipă. Fiecare filmuleț a trebuit descărcat și postat pe o platformă la care veți avea acces în curând. Începând din această seară, vom posta pe rând înregistrările reprezentative. Câteva zile la rând vom continua cu aceasta. După care va fi postat linkul cu platforma concursului, unde veți putea urmări toți concurenții. Mulțumim domnului informatician Alexandru Ploscaru pentru această posibilitate, precum și domnului director Marius Suvichi de la Școala Gimnazială numărul 1, Dumbrava Roșie, județul Neamț. Vă felicit pe toți pentru rezultatele obținute. Sunteți minunați și meritați să fiți felicitați. Îi felicit și pe cei care nu au reușit acum să obțină un premiu, pentru că sunt sigură că acest lucru îi va motiva și vor studia mai mult și vor atinge cu siguranță într-un timp cât mai scurt vârful pe care și-l doresc. Cei care doresc sfaturi din partea juriului sunt rugați să trimită un e-mail pe adresa concursului, concursuncopileducat@gmail.com. Deja avem câteva cereri în această privință. Mulțumesc Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Mulțumesc conducerii Școlii Gimnaziale numărul 1 Dumbrava Roșie. Mulțumesc conducerii Liceului de Arte Victor Brauner din Piatra Neamț. Mulțumesc Asociației Programului Național Cantus Mundi din România, care aduce atât de multă bucurie în sufletele copiilor. Vă mulțumesc pentru toate sfaturile pe care mi le-ați dat, fără de care nu am fi putut ajunge la acest final frumos.
Mulțumesc familiei mele care m-a înțeles, m-a sprijinit și m-a ajutat enorm. Mulțumesc fiecărui membru al juriului în parte, oameni grei ai muzicii românești, care au muncit cu drag pentru evaluarea tuturor concurenților. Mulțumesc de asemenea primăriei Comunei Dumbrava Roșie pentru faptul că mereu ne-au susținut în derularea acestui concurs. De aceea vom avea posibilitatea să trimitem diplome foarte frumoase tuturor concurenților. Mulțumiri regizorului Brândușa Balan pentru realizarea acestei prezentări. Nu pot să închei fără să mulțumesc bunului Dumnezeu pentru sănătate, pentru că a făcut posibilă această întâlnire și pentru tot ceea ce ne-a oferit frumos în această perioadă. Se spune că întotdeauna poți vedea, chiar și în cele mai grele momente, ceea ce vrei să vezi. Dacă vrei să vezi ceva frumos, aia vei vedea și am observat că ați căutat cu toții să vedeți ceea ce este frumos. Arta este minunată și ne ajută ca să gândim altfel. Ne controlează emoțiile, sentimentele. Prin artă reușim să ne descărcăm de tot ceea ce este negativ în noi și să ne încărcăm cu frumos. De aceea am și demarat acest concurs. A fost nevoie în această perioadă și de ceva frumos. Vă așteptăm cu drag anul care vine. Vă dorim mult succes, multă sănătate și, bineînțeles, vacanță plăcută. Să ne revedem cu bine. Felicitări!